Și face mâine? Te stau o leacă. Hai, ajută-mă să prind o găină, că vreau să o tai. Dai greu, mămică, când prinzi găină la casă, te-a sprint, e nu-și. Nu, că ea e mai bătrână. Păi și și facem borșcoa și e bătrână? Băi, găina bătrână face seama bună. Păi nu-ți știi cum faci tu? Și să fac eu? Șorba, băi, o faci tu sau o faci și găina șorba? Nu, mă, era un proverb. Hai, scoală-te că avem treabă, că și-mi scoală dimineața de parte ajunge. Când avem treabă aici în ogradă, și să mă duc de parte. O, mă, ca așa să spuni și în scoală dimineața de parte ajungi. Păi dacă e vorba de așa, mă trebuie mai târziu, când n-am ce să fac. Dacă e vorba de adevărat, după aia ajung pe la București. Ce fac acolo? Am scoală mai repede și prind din găina. Mămica azi a început să vorbească comic tare. Că găina faci și e mâncarea, că dacă trezești dimineața nu știu unde te duci. Nu am înțeles ce vorbi să astea. Am găsit ieri o carte în târg cu proverbe și mă gândeam și vorbe faine aveau oamenii înainte. Mă gândeam să mai folosesc și eu cuvinte de alea. Dacă am cușine, că văd că fănel, înțelege și vrea el. Băi, da, să știi că bun a fost borșul ăsta. Dacă știam că găinile sunt așa de buni bucătari. Uf, că prost mai ești câteodată, ghini că nu ești fudul. A? Dar chiar nu mers ghini, parcă ne-aș mai pune un castruar. Doar știi cum să zici, pofta ați venit mâncat. Dar să știi că ai de tate, eu tot timpul pățesc așa. După și mănânc, tot timpul am poftă. Ori să stau degeaba, ori să beau o berie, ori să mă culc o jumătate de oră. Pofta chiar că vine mâncând. O, mă, era un proverb, mă. Bine că nu era un antiverb. Și așa la. Ei, nu știi și așa la proverb. E vorbă din bătrâni. Cum adică vorbă din bătrâni? Adică vorbă mai țăpată, că ăștia nu prea aud. Ghini și țăpătare ca să te auzi, nu? Păi nu-ți vorbi țăpate tare, îți vorbi cu înțelepciune. Păi dacă știu și eu vorbi de este devin și eu înțelept? Ai, bă, că n-are limba română proverbii câte ai tu nevoie. A, auzi, mămică, ce vreau să zic? Știi cum a chemat Mihaia lui Grigore la muncă? Și de ce nu te duci? Du-te, învață și tu meserie. Meseria e brățar de aur. A, păi bun, păi dacă așa mă duc o lundiță, nici după aceea o bag în amanet. Și bani, mă, la amanet? Brățara lui. Băi, dar vezi să te plătească, să nu te duc cu preșul. Că cum să mă duc cu preșul, dar și mă cheamă Fănel, nu Aladin. Nu există, că oricum noi ne avem ca frații acolo, nu... Dar știi cum e? Frate, frate, brânza-i pe bani. Păi, acum du-te în grădin și ascultă toporul și ala odată. Dar fă-l cum trebuie, nu ca cum faci tu de obicei. Adică? Adică așa, în doi pieri. Bine, mamă, mă. Și faci acolo, mă? Păi, ascult toporul și mi-ai zis. Și de ce te-ai urcat în șireș? Păi n-ai spus să nu fac treabă în doi pieri? O fac în șireș. Bine că nu i-am zis. Cu hoțul neprins e negustor cinstit. Doar altfel s-a apucat de frate în sat. Mă, dar deștept ești, mă. S-am zis unii mai ori și în copac. Copacul e sub sări și se rupe. S-am zis de mai multe ori că ulșor nu mergi de multe ori la apă. Păi dar ulșor nu mergi niciodată. Cine mai merge acum cu ulșor la apă? Cu ulșorul îți folosești ca să pui lapte la prins, chișleac de este. Acum oamenii merg cu găleata, dar nici mai merg, au hidrofortați în casă, au pompă, vine apa la ei. Nu, mă, deșteptele, mă referim la altceva. Auzi? Mă, mămică, dacă tot am pus deschis subiectul acum, nu pui niște lapte la prins, că chiar mi-am făcut poftă. Uf, ia auzi, mă, țara arde și baba se cheaptă. Păi normal că se cheaptă, că dacă fugi din incendiu și ți intră păr în ochi, nici nu vezi pe unde mergi. Vezi cu sunată la lui Grigore, să mergi la treabă. Eu zic să mergi, bate fierul cât e cald. Să bat fierul cât e cald, zici? Păi bun. Ce mai faci, mă, acum, mă? Păi ce ai zis tu? Ce am spus eu, mă? Păi ai zis bate fierul cât e cald. Și-l bat acum, că după aia auzesc că se rășește peste două săptămâni. Băi, era o expresie. Nu lasa pe mâini și poți să faci asta. Păi atunci mă opresc și mă duc să mă culc o jumătate de oră, că eu așa venim când să fac mâine. Să mă culc și dacă trebuie să fac și alt, aceeași lucru... Păi du-te, băi, la Grigore și muncește, că faci un bană. Până la urmă, banii nu au miros. Ei, cum n-au miros banii? Păi miros a brânză, nu tu ai zis? Când am zis eu asta, mă? Păi mai devreme tu ai zis, frate, frate, dar brânza e pe bani. Păi dacă brânza o sta pe bani, înseamnă că și bani, miros la brânză, nu? Mă duc, mă, mică, și la muncă, dar am un plan. Mă duc o zi, după aia ieși bani pe toată lumea și după aia nu mă mai duc și trag țapă. Ei, vezi că nu e ghini și faci. Că și nisapă groapa altuia ca de singur în ea. Ba nu, e, și nisapă groapa altuia e fântânar, dar eu nu mă duc la sapat, mă duc la muncă dacă e. Păi dacă te duci și tragi țapă, ăla o să te facă cu ou și oțet tăsatul. Păi nu, e, că noi ne-am împăcat cu un milion la zi fără mâncare. Păi, să-l păcălești pe om, că și ne râde la urmă, râde mai ghini. Adică eu? Că eu tot timpul râd la glumii la urmă, dar eu nu râd mai ghinie, râd că îl înțeleg mai greu. Eu am zis așa, du-te și fă niște bani, că și în mână nu-i minciună. Păi nu-i minciună, e un milion la zi, cu atâta ne-am împăcat. Bă, dar nici n-am cu cine să mă înțeleg. Mai caută și tu niște proverbi. Eu îți mămica să caut în cartea și de proverbi, că nu știu ce vorbi buni sunt acolo. Dar nu s-a adevărat eu, era una pește de la cap să împute. Și am luat un pește și am tăiat capul ca să nu se mai împute și l-am lăsat pe masă. Și credeți, oricum s-a împuțit.
Nu-s bune vorbile alea. Auzi, dar de mâncare mai avem ceva? Tot borș de găină. Tot borș. E, atunci mănâncă pieră și cu mieră, că de aici avem în grădină o grămadă. Mieră, măi? Știi cum că este o vorbă? Un măr pe ză alungă doctorul de la ușă. Sigur așa-i? Păi da, nu vine vorba din căieri, că nu ieși fum fără foc. Ei, cum nu? Dar și tu n-ai auzit până acum de țigară electronică? Plus că și tractorașul nostru e foc când scoate fum? Nu. E, dacă tăși filozof rămâneai. Ce faci, mă? Știți cu toate mierile astea aici? Bă, n-auzi ce faci cu mierile astea? Bă, cu tine vorbesc. Ai mai făcut să vorbesc, că vreau să rămân filozof. M-am gândit să-i dau numele la cățelușă. Ce nume, mă? Am să-i zic Minșunica. De ce? Pentru că la fel ca Minșuna, și ea are chișoare scurte. Bă, tu asta ai înțeles din toate proverbele care le știi? Păi nu așa zice. Ce ai pățită, băi? Mă doare tare somacul. Dar tu ai mâncat tăti mierșele din Lighean? Păi n-ai zis tu că un măr pizit ține doctor la distanță? Eu am mâncat 30 ca să scăp din el toată luna. Dar oare psihologul cu ce să ține la distanță? Că cred că de așa ai nevoie mai tare. Păi nu știu că dacă fac diaree ca să le evit și pe cela, nu-i bun. Nu, o să ascund cartea așa cu proverbe, că și nu știi ce mai faci tu. Gine că nu le știi pe cele, că și n-are bătrân să-și cumpere. Nu, nu arunci, că cine are carte are parte. De durere de stomac. Hai sun la doctor, că poate îți dă ceva să treacă mai repede. Domn doctor, am o problemă. Fiul meu ăsta a mâncat multe mieră și cam îl doare stomacul. Ce trebuie să fac? Auzi, a întrebat doctorul în ce parte te doare anume? Și dacă ai fost la baie? Dă telefonul cu așchi, zic eu. Alo, da, domnul doctor, vreți să știți unde anume mă doare și dacă am fost la baie azi? Știți ceva? Când le moarte drum lung și prost de grijă altuia. Aoleu! Ce-s că știu și eu proverbi? De-acu trebuie să-mi caut alt doctor de familie din cauza lui. De-acu cred că termin cu proverbele. Atâta mai zic unul, bataia e ruptă din rai. Acum, în sfârșit, am înțeles și eu vorba aceea. Un ochi râde și cu șarul alt plânge. Că când i-am zis la doctor că prostul moare de grijă celuilalt, am râs cu noi. Dacă îmi bătu mă mica după aceea, am plâns cu celălalt. O avut dreptate.